Maranata. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Mă, cei de la Crână au venit și ne-am fi bucurat să aducă și pe Domnul cu venirea lor acasă, dar nu-i pentru noi să știm vremurile soroacele, ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Și cu toate că rostim cu ușurință acest vino, Doamne Iisuse Hristoase, Duhul și Mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino, așa se termină toată Scriptura. Întrebarea pe care mi-o pun în această dimineață și am rostit-o în rugăciune, oare chiar aștept venirea Domnului? Dar n-ar fi greu să răspund, așa cum nu-i foarte greu să zic, da, eu sunt sărac în Duh, a mea este împărăția cerurilor. Observați, sărăcia în Duh trebuie verificată și până nu ajungi la ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, până atunci nu ai împărăția cerurilor. La fel se poate întâmpla și aici, oare chiar l-aștept pe Domnul, chiar aștept venirea Domnului? Poți să strigăm în cor, da, vino Doamne Iisuse, se aud pașii Domnului venind, vino Doamne Iisuse, dar... Dacă te-aș întreba sau m-aș întreba care sunt dovezile din viața mea că l-aștept cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos și revenirea Lui, cum îmi arată zila, săptămâna, anul, viața ca să găsesc în ea dovezi clare privind dorința mea ca El să revină? Biblia începe cu o istorioară, Adam și Eva au doi copii, Cain și Abel, și unul și altul aduc o jertfă Domnului. Și Cain, bucuros de bucla asta, fărășirea deșertăciunii, de truda mâinilor lui, ia bostanii, ceapa și nu mai știu ce a rodit pământul și le pune pe altar cu mulțumire și bucurie înaintea Domnului. Abel ia și el un miel și îl aduce ca jertfă înaintea Domnului. Și textul spune că Domnul s-a uitat cu plăcere la jertfa lui Abel, la jertfa lui Cain nu s-a uitat cu plăcere. Care să fi fost diferența dintre cei doi? Unul, dragii mei, era mulțumit cu pribegia, era mulțumit cu spinii și pălămida și cu truda feței și cu alergarea de dimineața până seara și a venit cu mulțumire și bucurie. Doamne, a rodit pământul în ciuda blestemului, mulțumesc frumos! Dar fără dor de casă. Celălalt a visat la jertfa aceea din Eden, la reîntâlnirea cu Dumnezeu. Observați, putem trăi în două feluri viața. Și faptul că suntem dimineața în adunare nu înseamnă că realmente îl așteptăm pe Domnul. Deci întrebarea rămâne, găsesc în viața mea dovezi clare ale faptului că îl aștept pe Domnul Iisus Hristos? Și asta ne aduce în Matei 24-25, în discursul olivetic și în tot ce ține de judecata finală la sfârșitul capitolului 25, dar... Imaginați-vă dacă ați văzut cel puțin în poze Ierusalimul, 64 de ani Irod a lucrat la rezidirea, înfrumusețarea templului și atunci când armatele romane au încercuit Ierusalimul, Titus ar fi dat orice să nu dărâme templu. Și nu ei l-au dărâmat, evreii l-au aprins, dragii mei, evreii și l-au aprins. Și când ucenici împreună cu Domnul Iisus, o vreme înainte de anul 70, prin anul 30, iese din cetate și din templu ucenicii, Doamne, ce pietre și ce ziduri! Și Domnul Iisus se întoarce spre ei și le spune, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. S-a lăsat tăcerea. Au ieșit pe poarta cetății, au coborât în valea Chedronului și au urcat pe muntele măslinilor, probabil prin grădina Ghețimanii. Undeva pe munte, Domnul Iisus s-a așezat jos, ucenicii au venit în jurul lui și i-a pus o întrebare. Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia? Ei nu știau câte dimensiuni sunt adunate în întrebarea lor, pentru că dărâmarea templului pentru ei ar fi însemnat sfârșitul. Doamne, când nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată? Și i-au legat de dărâmarea Ierusalimului, sfârșitul viacului și venirea lui Hristos.
Hristos le răspunde la amândouă întrebările, capitolul 24-25, mutându-se dintr-o dimensiune în alta. Pentru că între venirea Fiului Omului și sfârșitul veacului și dărâmarea templului sunt milenii distanță în istorie. Dacă mă uit la cele două capitole, aș putea să așez trei segmente majore de text. Primele 35 de versete vorbesc despre dărâmarea Ierusalimului. Apoi versetele 36 la 25 cu 30 despre venirea Fiului Omului și sfârșitul veacului. Și totul se termină cu judecata finală din versetele 31 la 46. Căderea Ierusalimului, venirea Fiului Omului sau venirea lui Hristos și judecata finală. Dați-mi voie să iau cei doi poli și să încercăm să vedem ce ne spune textul. În primul rând m-aș opri lângă căderea Ierusalimului și de ce trebuie ținute împreună cele două. Pentru că atunci când nu știi să tragi linia între cele două evenimente care sunt distanțate în timp și începem să amestecăm lucrurile, dragii mei, nu de puține ori oamenii și-au asumat responsabilitatea de a spune Domnul va veni atunci sau atunci sau atunci sau atunci și istoria e plină de astfel de încercări și fabulații. Și-au uitat ce a spus Domnul Iisus Hristos în mod clar. Dar să ne oprim lângă căderea Ierusalimului. În primul rând, Domnul Iisus îi atenționează, băgați bine de seamă, să nu vă înșele cineva. Dar de unde putea veni înșelarea? Unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Iuda Iscariotanul sau Sicariotianul, cuțitarul, probabil că venea din partida zeloților și erau câteva facțiuni în Israel. Teologia lor, ancorată în capitolul 12 din Zaharia, gândeau ei că ei sunt cei care trebuie să pornească războiul împotriva ocupației străine și când ei își vor face partea lor, Mesia va veni să termine ce au început ei, să le aducă victoria finală, eliberarea, să devină cap, nu coadă, să se împlinească profețiile Vechiului Testament, fiecare dintre ele pe care ei le așteptau. Dar Domnul Iisus, când le răspunde la prima întrebare, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, El vine și le oferă semne clare legate de căderea Ierusalimului. Și le-aș împărți în două. Semne care prefigurează, pregătesc într-un fel dărâmarea Ierusalimului și semne decisive în fața cărora trebuie să tresari și să iei o atitudine imediată. Dați-mi voie să le iau pe rând. Semnele premergătoare. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Și voi veți fi urâți, chinuiți, omorâți din pricina mea. Dar toate acestea doar vor fi începutul durerilor. Sfârșitul nu va fi atunci. Să existe oare și un semn decisiv care va marca faptul că bate la ușă? Evenimentul căderii Ierusalimului? Da. Versetul 15. Când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește? Să înțeleagă. Când veți vedea urâciunea... Dar ce s-a întâmplat? Sau ce a profețit Daniel? Daniel a profețit desacralizarea templului în vremea lui Antioch Epifane al IV-lea. Dragii mei, a intrat în Sfânta Sfintelor, au jertfit în templu o scroafă, templu a fost într-un fel murdărit, desacralizat, până când Iuda Macabeul a venit și a curățit totul. Și avem sărbătoarea înnoirii despre care vorbește Scriptura în capitolul 10 din Ioan. Când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit Daniel, dar povestea asta s-a întâmplat cu sute de ani înainte. 165, probabil, de sacralizarea templului înainte de Hristos. Dar observați, istoria se repetă. Domnul Iisus îi atenționa de faptul că nu peste mult timp va izbucni o revoltă împotriva Romei, anul 64 după Hristos. Și pe măsură ce armatele romane au venit din nord, dragii mei, cucerind cetate după cetate, zeloții s-au retras și s-au închis în Ierusalim și s-au pomenit trei facțiuni de zeloți. Eu n-am să vă povestesc toată istoria, în comentariul pe Matei aveți
câteva pagini bune despre ce scrie Iosif Flaviu. Dragii mei, citiți-le și vă veți îngrozi să vedeți ce înseamnă ca Dumnezeu să te lase în voia minții tale blestemate. Dragii mei, nu romanii, ei s-au omorât între ei și-au ars proviziile, au ajuns de mila lumii și Domnul Iisus nu la întâmplare spune vor veni vremuri cum n-au fost de la întemeierea lumii și nici nu vor fi. Și astfel de urgii au trăit evreii din pricina neascultării lor. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu urăciunea pustirii? Certându-se și luptându-se între ei și omorându-se între ei, una din facțiuni a intrat în templu, a închis ușile, jertfa necurmată a încetat, templul a fost desacralizat. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos spune, ăsta va fi semnul decisiv și atunci nu mai e timp de așteptat. Cine este în Iudeea să fugă la munți, cine este pe acoperișul casei să nu se coboare, să-și ia lucrurile din casă, cine e la câmp să nu se întoarcă, să-și ia haina, vai de femeile care vor fi însărcinate și vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, iarna înseamnă ploaie, frig, noroi și nici într-o zi de sabat. Pentru că ceea ce va veni nu s-a mai pomenit și nici nu se va mai pomeni, spune Domnul Iisus în versetul 21. Observați, pentru căderea Ierusalimului, care s-a împlinit în anul 70 după Hristos, Domnul Iisus le dă semne premergătoare și semne decisive. Semne decisive. Când semnul decisiv vine, atunci se întâmplă evenimentele. Fugiți! Între timp Ioan scrie și Apocalipsa și în capitolul 18, versetul 4, el strigă, ieșiți din mijlocul lor ca să nu aveți parte de urgiile ei. Și biserica, având discursul olivetic al Domnului Iisus Hristos, discursul din Matei 24 și scrierile din Apocalipsa, dragii mei, a ieșit din Ierusalim, înainte de încercuirea Ierusalimului, au trecut Iordanul, s-au așezat în Pela și și-au scăpat viața. Observați, din fața unui eveniment local poți fugi și trebuie să fugi ca să scapi viața. Dar din fața venirii Fiului Omului și a sfârșitului veacului lor, întrebarea este, mai poate fugi cineva? Nu, aici avem de-a face cu un eveniment global și textul spune că Domnul Iisus Hristos va veni în așa fel încât să fie văzut de toți. Aș pune două întrebări legate de al doilea aspect care ne interesează de venirea Domnului. Cum va veni Fiul Omului și când va veni Fiul Omului? Dați-mi voie să răspund la prima întrebare. De fapt, să las pe Domnul Iisus Hristos să răspundă. Versetul 27. Cum iese fulgerul de la răsărit, se vede până la apus. Așa va fi și venirea Fiului Omului. Observați, este un eveniment global. Când El va veni pe nori, orice ochi le vor vedea, semințiile pământului se vor boci înaintea Lui, până și cei ce L-au străpuns, dragii mei. Cu alte cuvinte, de venirea Domnului nimeni nu poate fugi, nimeni nu se poate ascunde. Pentru că acolo istoria se adună la deznodământul ei, la deznodământul ei final. Da, așa va veni El, în văzul tuturor, văzut de toți. Și plâns de cei care l-au călcat în picioare de-a lungul întregilor vieți. Dar să vin la a doua întrebare, care stârnește mai multă curiozitate pentru fiecare dintre noi. Când va veni El? Din nou mă întreb, oare ne-a lăsat Scriptura semne premergătoare și un semn decisiv ca să știm acum intră Domnul Iisus Hristos, acum trebuie să fiu gata? Dați-mi voie să le iau pe rând semnele premergătoare. De pildă, în versetele 32 la 35, de la smochin învățați pilda lui. Observați, Domnul Iisus le vorbește prin pilde și dacă reușești să faci corespondențele, începi să înțelegi despre ce este vorba. Când îi fragezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Asta am învățat și noi de-a lungul vieții. Pomii morți, copacii morți, frunzele scăzute și dintr-o dată vine primăvara. Și pleznesc mugurii și pornesc florile, frunzele și știm că
totul vine la viață. Dar ascultați cum continuă Domnul Iisus. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Chiar la ușă. Acum, ca să fac ceva cu povestea asta, trebuie să înțeleg ce-i măslinul, pe cine simbolizează el. Dar textul continuă, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dacă m-aș opri la cuvintele Domnului, până nu va trece neamul acesta, aș putea să gândesc în două feluri. Până nu va trece generația aceasta, toate aceste lucruri se vor întâmpla, dar despre ce a vorbit Domnul Iisus? Despre căderea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. În generația lor, a ucenicilor, s-a întâmplat căderea Ierusalimului. Dar dacă aș lua altfel lucrurile, până când nu va trece neamul acesta, dragii mei, civilizații și popoare au dispărut din istorie. Evreii au rămas. Simpla lor existență dovedește suveranitatea lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, ce să reprezinte măslinul? Învățați de la măslin pilda lui. Țineți minte că înainte de intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus vine să treacă muntele măslinilor, să intre în cetate, în templu și vede un măslin, se duce să caute roadă în el și nu găsește. Și rosește un cuvânt de blestem asupra lui și se usucă îndată. Pe cine reprezenta măslinul? Ultimele versete din capitolul 23, versetele 37 la 39, Domnul Iisus Hristos, după ce rostește vaiurile, cele 8 vaiuri, corespondentul celor 8 fericiri, vine și le spune ultimele lui cuvinte, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng copiii, cum strânge găina, puii sub aripi și n-ai vrut. Iată că vi se va lăsa măslinul uscat, casa pustie. Vi se va lăsa casa pustie. În Ezechiel, capitolul 37, Ezechiel este trimis într-o vale de oase. Și Duhul lui Dumnezeu îi pune o întrebare. Vor putea oasele astea să învie? Tu știi, Doamne, poruncește oaselor. Oasele se adună, carne, piele și valea se umple de trupuri neînsuflețite. Oare când va veni viața în ele? Observați, Israel a rămas o vale de oase. Măslinul a fost blestemat și uscat. Dar când veți vedea că îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uș. Este chiar la uș. De acum încolo nu mă veți mai vedea, spune Domnul Iisus, până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Știți când se va întâmpla lucrul acesta? În Zaharia, capitolul 12, versetul 10, când el va pune piciorul pe muntele măslinilor și asta credeau zeloții. Că ei pot forța mâna lui Dumnezeu, că ei sunt cei care coordonează istoria și de aceea au pornit răscoala împotriva Romei și Domnul Iisus le spune, vor veni mulți și vor zice, iată-l aici, iată-l acolo pe Hristosul, să nu credeți, nu-i în pustie, nu-i în case, nu-i în odeițe. Când vine El, toată lumea îl va vedea, toată lumea îl va vedea. Și atunci Israel va spune, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Semne premergătoare? Oh, da, le trăim noi înșine, dragii mei. Când m-am născut ei, s-a născut și statul Israel în 1948, în mai. Dar la ora asta, dacă te duci în Israel, este o vale de trupuri neînsuflețite. Oasele s-au adunat la oaltă, Dumnezeu a deschis mormintele și i-a adunat de peste tot. Dar încă Ezechiel n-a vorbit și a doua oară. Poruncește Duhului
Și din cele patru vânturi, spune versetul 37, a venit Duhul, a intrat în trupurile acestea neînsuflețite, s-au ridicat în picioare și au devenit o oaste puternică pentru Domnul. Dragii mei, povestea asta este încă în viitor. Lațul se strânge în jurul lor. Și numai Dumnezeu știe ce vom trăi încă în generația noastră. Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Dar întrebarea este, cine știe când va intra pe ușă? Cine știe ceasul și ziua? Și Domnul Iisus spune, nimeni nu-l știe. Nu-l știe decât Tatăl, nici măcar îngerii, nici Fiul nu știe lucrul acesta. Și atunci mă întreb, ne-a lăsat în Scriptura Domnul Iisus și semne decisive ca și pentru căderea Ierusalimului? Nu. Și de aici vine toată tragedia, dragii mei. Eram în Statele Unite și mergeam la o biserică într-o duminică dimineața și șoferul care ne ducea zice, uite, pe muntele acesta s-au adunat Helen White și cu ceilalți îmbrăcați în haine albe așteptându-L pe Hristos. Și au stat o zi și două și trei și cinci și au coborât de acolo cu buzele umflate. Și proroci mincinoși, dragii mei, au fost de-a lungul întregii istorii care au spus, iată-L aici, iată-L acolo, vine atunci, vine atunci. Nu, dragii mei, nimeni nu știe. Semnele premergătoare le trăim noi astăzi, dar semnul decisiv, momentul, ceasul, ziua, numai Tatăl îl știe. Numai Tatăl îl știe. Dacă m-ați întrebat când va veni sfârșitul, păi îmi spune Domnul Iisus. Zice, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Dar ce fel de semne e ăsta? Au trecut 2000 de ani, Evanghelia este propovăduită, Ada Vultur este în Madagascar, misionarii au plecat peste tot, dragii mei, se traduc în toate limbile și dialectele Scriptura ca să fie o mărturie. Evanghelia împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Când după înviere Domnul Iisus este întrebat de ucenici, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce îi răspunde Domnul Iisus? Ce le răspunde? Nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți continua lucrarea pe care v-am spus-o. Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Și atunci va veni sfârșitul. Ce semn este, dragii mei? Niciun semn. Este important să citești vremurile. Și semnele premergătoare sunt clare, sunt în jurul nostru. Cine le poate tăgădui? Israel se întoarce acasă. Norii se adună în jurul lor. Și Zaharia ne spune că două treimi din ei vor pieri. Nu ei pornesc războiul, ci alții împotriva lor. Și atunci vor striga în disperarea lor după Hristos. Și abia atunci Duhul lui Dumnezeu va coborî peste ei, se va împlini a doua parte a profeției din Ezechiel. Și Dumnezeu va deschide un izvor de îndurare pentru semințiile lui Israel și îl vor plânge pe cel pe care l-au străpuns, pe familii. Dar toate acestea sunt încă în viitor. Toate acestea sunt încă în viitor. Sau dați-mi voie să duc un alt exemplu. Ca în zilele lui Noe. Oamenii se însurau, se măritau, mâncau și beau, până în ziua în care Noe a intrat în corabie și un potop a venit peste ei și a luat pe toți. Fără să știe nimeni ce. Sau Domnul Iisus spune, atenție, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, altul lăsat, două femei la moară, una va fi luată, altă. Când? Când nimeni nu se așteaptă. Când nimeni nu se așteaptă. Și atunci mă întreb, oare care sunt semnele din viața mea că l-aștept pe Domnul Iisus și venirea Lui? Faptul că vin la biserică? Bă, nu-i lucru bun, decât la crâșmă, mai bine aici. Dar când mă gândesc la viața mea personală, oare îl aștept cu adevărat? Știți ce spune Scriptura? Citiți cu voce tare versetul 42. Vegheați, dar când nu știi ce se întâmplă, ai o singură șansă să veghezi. Să fii în alertă, ca să fii gata la venirea Domnului Iisus Hristos. Da, ce înseamnă să veghezi? Ce înseamnă să veghezi? Mai ales dacă citim capitolul 5 de Muntele Tabernacolilor, fie că dormim, fie că suntem treji. Da, ce înseamnă să veghezi? De unde știu că-L aștept pe Domnul Iisus Hristos și venirea Lui? Sau
Să pun altfel întrebarea. Care ar trebui să fie semnele sau cum trebuie să aștept venirea Domnului Iisus Hristos? Și dați-mi voie să încerc să răspund la această întrebare. Nu eu, las Scriptura să vorbească. Domnul Iisus ne oferă 4 pilde. Cu 2 se încheie capitolul 24 și 2 încep capitolul 25. Pilda cu hoțul, pilda cu robul pus peste ceilalți slujitori în casa stăpânului, pilda cu cele 10 fecioare și pilda cu talanții, pilda talanților. Dați-mi voi să le iau pe rând. Pilda cu hoțul. Să știți că dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata. Dar de ce? Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Observați, venirea hoțului nu o poți anticipa. Venirea lui Hristos nu o poți anticipa. Ai o singură șansă, ca veghind, să fii gata. Cum trebuie să aștept venirea lui Hristos? Veghind, ca să nu fiu surprins de hoț. O, dar cine-i hoțul? Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dacă aș vrea să știu cum lucrează hoțul și cum, într-un fel, mă fură de pe linia vegherii și așteptării, ar trebui să-mi aduc aminte de felul în care Domnul Iisus adună fericirile. Capitolul 5 din Matei, versetele 13 la 16. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iar puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze celor din casă. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce-mi spune Domnul Iisus? Există două pericole care ne pasc. Și nu uitați, cele 4 pilde ne sunt adresate nouă, nu celor de afară, nouă, celor din casa stăpânului, da? Cele care așteaptă pe mirele, cei care au primit averea stăpânului să o pună în negoț, nouă ne sunt adresate. Două lucruri ni se pot întâmpla. Unul, să ne amestecăm cu lumea. Și, dragii mei, trendul pe care îl văd la anii mei este că am deschis ușile larg spre lumea care ne inundă încetişor inimile, familiile și bisericile. Și alergăm după coada lumii în toate formele din jurul nostru. Și avem impresia că devenim relevanți. Nu, dragii mei, devenim inutili. Absolut inutili. Amestecarea cu lumea te face un praf alb, fără gust, care rupe dinții oamenilor și care te scuip afară și ești lepădat și călcat în picioare de oameni, pentru că nimeni n-are nevoie de o astfel de religie, de o astfel de biserică, de un astfel de creștinism. Al doilea pericol este izolarea de lume. Noi aici ne trăim între patru ziduri, creștinismul. Aici cântăm, ne bucurăm, zâmbim, dăm mâna unii cu alții și afară trăim ca toți ceilalți. Nimeni nu știe cine suntem. Am pus lumina sub obroc. Cui folosește? Absolut nimănui. Absolut nimănui. Două pericole. Amestecarea cu lumea și izolarea de lume. Hoțul fură, junghie și prăpădește, dragii mei, aruncându-ne în aceste două gropi.
Cum l-aștepți pe Domnul ferindu-te de întinarea lumii, rezolvând păcatul, păstrând curăția vieții? Nu există altă șansă. Pe de altă parte, nerușinându-te de Hristos, ca să nu se rușineze El de tine, având curajul să spui cine ești, să trăiești pe față viața de creștin, să fii lumină pusă în sfeșnic, să fii cetate pe un munte și nu lumină sub obroc. A doua pildă, pilda cu robul. Versetul 44 s-a terminat așa: Fiul omului va veni când, în ceasul în care nu vă gândiți. Dar observați cum continuă, ca și cum Domnului s-ar fi vrut să lege la oaltă aceste lucruri. Versetul 45. Care este deci, observați legătura, Fiul omului va veni când nu vă gândiți, care este deci robul acela credincios și înțelept pe care stăpânul va pune peste slugile lui ca să le dea hrana la vremea potrivită? Ferice de robul pe care stăpânul la venirea lui va găsi făcând așa. Observați, în primul rând, Dumnezeu așteaptă nu doar ca să veghem, ca hoțul să nu ne surprindă, ci să veghem ca să rămânem implicați în lucrarea la care El ne-a chemat. Și aici este vorba de o lucrare în casa stăpânului, alături de frații mei, în biserica lui Hristos, pentru care a murit Hristos. Și aici întrebarea mea este: oare mi-a dat ceva de făcut Hristos? Voi da socoteală de ceva la venirea Lui? Despre ce mi-a dat să fac în cadrul bisericii Lui? Ferice de robul pe care la venirea Lui stăpânul va găsi făcând așa. Atunci, adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile Lui. Dar dacă robul este rău și zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, și începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce, să bea cu bețivii, când va veni stăpânul, în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul la care nu se gândește, spune textul nostru, îl va tăia în două și soarta lui va fi ca soarta fățarnicilor. Ce un fățarnic? Unul care are o mască pe figură și murdărie și răutate sub ea. Cu alte cuvinte, unul care pare să fie unul dintre noi, da, dar... Și textul vine și spune: soarta lui va fi acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, venirea Lui, credincioși în lucrarea care ne-a fost încredințată? Dragii mei, singurul lucru după care a venit Hristos să adune din noroiul acestei lumi este biserica. Gândiți-vă, când Dumnezeu a hotărât să potopească pământul, El s-a plecat cu gingășie după un singur lucru. După cine? După noi și casa Lui. I s-a făcut milă, un om neprihănit între cei din vremea Lui. Puneți, vă rog, asta în direcția noastră. Când potopul mâniei lui Dumnezeu va veni, singurul lucru pe care Hristos a venit să-L mântuiască este biserica. Și de aceea îl aștepți pe Hristos. Dacă inima ta bate pentru ceea ce bate inima lui Hristos, inima Tatălui, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți la ce am redus noi toate lucrurile? Alergăm în bucla asta fără șira de șertăciune dimineața până seara. Pentru ce? O mașină mai bună, o casă mai bună, școli mai bune pentru copii, haine noi, sărbători, mâncare. O, venim din când în când la adunare, o oră și jumătate, după care ne mai vedem peste o săptămână sau peste o lună. Întrebarea mea este: oare ce zice Hristos la toate astea? Ce ar trebui schimbat în generația voastră, tinerilor, ca să fim biserica care îl așteaptă pe Hristos? Cum trebuie să-l aștept? Credincios în lucrarea
care mi-a fost încredințată în casa Domnului. În casa Domnului. Apoi este pilda celor 10 fecioare și știți pilda, n-am să vă povestesc, am trecut prin ea, dar versetul 13 reia aceeași idee. Vegheați, ce scrie mai departe, dar cum să-l aștept? Veghind. Domnul Iisus, când vrea să sublinieze ceva, spune, adevărat vă spun, când vrea să îți trezească urechile și atenția, spune, adevărat, adevărat. De două ori îmi spune, vegheați, vegheați. Nu știți nici ziua, nici ceasul. Pilda celor 10 fecioare. Dar ele nu așteptau hoțul, ci l-așteptau pe mirele. Toate aveau candele, toate erau acolo așteptându-l pe mirele, doar că 5 erau neînțelepte și 5 erau înțelepte și la venirea mirelui doar 5 au fost găsite gata. Celelalte 5 au fost aruncate afară, unde e plânsul și scâșnirea dinților. Și apoi este ultima pildă, pilda talanților. Un împărat și-a chemat robii și le-a împărțit averea. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1-ul. Și a plecat într-o țară depărtată. Cel care a primit 5 s-a dus, a pus repede în negoț și a câștigat alți 5 cu ei. Și cel care a primit 2 a câștigat alți 2 cu ei. Și el care a primit 1-ul, îndrăgostit de bucla fărășirea deșertăciunii, s-a dus, s-a făcut o groapă, puștă, nu-i al meu, nu mă ating de el, las că vine stăpânul și îl dau înapoi și a văzut de treburile lui. Așa cum ne trăim noi viața astăzi, de treburi, după treburile noastre, da? A venit stăpânul și l-a cerut socoteală. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Rob, viclean și leneș, ai știut că se cer de unde n-am semănat și culeg de unde n-am vânturat. De ce nu mi-ai dat banii la zaraf ca să-i primesc apoi cu dobândă? Dragii mei, toți am primit de la Domnul, poate vă întrebați ce-i talentul, toți am primit de la Domnul trup și viață în el. Toți cât suntem aici. Întrebarea este ce fac cu ele. Cum le pun în negoț? Cât mă interesează câștigul împăratului, nu câștigul meu? Cât mă interesează lucrurile acestea? Dar gândiți-vă la robul cu un singur talent. Oare până la venirea stăpânului, că după multă vreme a venit stăpânul să le ceasă, oare ce-a făcut robul respectiv? Well, cu grijă, l-a învelit în ștergar, a făcut o groapă, a îngropat totul ca să fie liber să-și trăiască viața pentru deșertăciune acestei lumi. Și el a trăit, a alergat, a mâncat, s-a îmbrăcat, a călătorit, probabil, a avut vacanțe, până la venirea stăpânului. Cum trebuie să-l aștept credincios în lucrarea secerișului lui? Observați două dimensiuni. O lucrare înăuntru și o lucrare în afară. O lucrare înăuntru și o lucrare în afară. Dați-mi voie să mă mut în Noul Testament. Dacă mă gândesc la credincioșie în lucrarea în casa Domnului, Pavel îi scrie lui Timotei și spune să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și în capitolul 4, versetele 12 la 16 scrie, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, până voi veni, ia seama bine la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Dar ce să fac cu el? Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele. Pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Cu alte cuvinte, nu vei veni cu mâinile goale
înaintea împăratului. Pentru că ai pus în negoț. Dar credincioșia se cere nu doar între aceste patru ziduri și între frații noștri, să ne purtăm poverile unul celuilalt, să ridicăm pe cel căzut, să încurajăm pe cel de lângă noi, ci și în secerișul Domnului. Mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Cel ce se roagă va fi primul mobilizat, pentru că se va încărca cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 1, versetul 16, pentru că una din întrebări este ce-o fi talentul acela pe care trebuie să-l punem în negoț. Pavel scrie, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că ce este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi iudeului, apoi a grecului. Iar în 2 Corinteni, capitolul 4, el spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Comoara aceasta, care-i comoara aceasta? Dragii mei, singurul lucru care poate înmulți averea stăpânului și averea stăpânului nu sunt clădiri și programe, ci sunt oameni. Oameni. Oriceea ce se poate pune în negoț este valoarea asta imensă a jertfei lui Hristos, adunată în Evanghelia lui Hristos, care ne-a fost încredințată tuturor, dragii mei, de aici. Să o trăim și să o vorbim. Să o trăim și să o vorbim. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Comoara nu-i Duhul meu, dragii mei, ci este Evanghelia lui Hristos, care mi-a fost încredințată să o port spre alții. Pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Când sunt slab, atunci sunt tare. Dragii mei, nu trebuie să ai daruri extraordinare, ci trebuie să ai o încredere în Dumnezeu și un curaj extraordinar. Atâta tot. Restul lasă în seama Lui. El înmulțește pâinile, El dă viață, El convertește oamenii. Datoria mea este să fiu lumină și sare. Maranata. Maranata. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Well, oare chiar l-aștept pe Domnul Iisus? Este suficient să mă uit viața mea, în săptămâna mea, în ziua mea și am răspunsul, dragii mei. Restul-s povești. În pildele noastre, ai un rob credincios și înțelept și un rob rău. Eu? Cu care dintre ei? În pildele noastre ai fecioare înțelepte și fecioare neînțelepte. Eu? În pildele noastre ai robi harnici și leneși și vicleni. Tot felul de scuze. Dragii mei, nimic nu mă scuză. Pentru că puterea nu-i la mine. Doar atunci când am impresia că trebuie să le fac eu, în rest, nimic nu mă scuză. Eu? De o vreme vorbim despre misiunea bisericii și cred că ar trebui să ne pătrundă pe toți, să o știm pe toți, să o visăm toții și să ne ajutăm unii pe alții în realizarea ei. Citiți cu voce tare. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Mai citiți odată. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Dacă aș fi pus lucrurile în dreptul meu, să fim, să facem ucenici prin puterea lui Hristos, să vă spun, lucrurile nu sună bine, pentru că în Matei 28, Domnul Iisus începe așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți cum termină? Eu sunt cu voi cu toată puterea asta, așa termină. Între aceste două coperți este mandatul. Și de aceea puterea lui Hristos capătă prioritate. Ori asta
îmi ia din mână orice scuză. Pentru că nu trebuie să fac nimic altceva decât să fiu eu însumi și să pun în negoț ceea ce Dumnezeu mi-a pus în mână. Evanghelia aceea, prin puterea lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea lui. Cum? Ca să fim trebuie să sporim, ca să facem trebuie să contribuim. Nu mă pot opri la mine, ci trebuie să mă gândesc la cei din jurul meu. Trebuie să lucrez în casa Domnului și în ogorul Domnului, da? Și de aceea trebuie să sporesc în a deveni asemenea lui și să contribui la cunoașterea lui Hristos și să ne încurajăm unii pe alții la ascultare de El. Două lucruri avem de făcut. Practic, să sporesc în cunoașterea Lui și să sporesc în ascultarea de El. Să fim, să facem ucenici. Vă aduc aminte doar de recapitularea pe care o facem în Evrei. Ce este un ucenic? Păi un ucenic este unul care a răspuns la chemarea lui Hristos și a pornit pe urmele lui. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și asta mă obligă la o radicală schimbare de paradigmă. Schimb, dragii mei, prioritățile. Meseria mea, profesia mea, viața mea devine vehiculul preoției mele. Preoția trebuie să aibă prioritate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mă cheamă să fiu și să fac ucenici. La asta m-a chemat. Veniți după mine și vă face pescar de oameni. Ucenicul, fiind convins de mesianitatea și divinitatea lui Hristos, învață să trăiască în ascultare de El. De la o zi la alta, își curăță viața, lasă Scriptura să fie sabia aceea cu două tăișuri, care să pătrundă, să desfacă, să judece și să mă aducă înaintea lui Hristos, singurul care mă poate vindeca. Matei 28 a luat în serios trimiterea lui Hristos și prin puterea lui adună împreună cu Hristos, nu risipește ceea ce a adunat El. Și dați-mi voie să închei cu tema acestei dimineți. În așteptarea revenirii lui Hristos, în așteptarea revenirii lui Hristos, ucenicul veghează ca să nu fie întinat de lume. Veghează la curăția lui, la fi o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credincioșie, și în curăție și în credincioșie, da? Veghează ca să nu se lase întinat de lume și lucrează cu credincioșie alături de Hristos. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Acum că am vegherea și lucrarea, mă întreb, Maranata? Cu alte cuvinte, oare realmente l-aștept pe Hristos? A, ne pregătim la ieșire la Mărișel, să avem mămăligă și sarmale și bucurie și vom prăjitură de pe la unul, de pe la altul. Da. Dacă ar veni Domnul în timp ce suntem acolo, oare l-aștept cu adevărat? Dacă pot rosti cu toată inima mea cuvintele lui Pavel, dragii mei, Maranata devine un oftat al inimii. Știți textul, nu-i așa? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc El, ci Hristos trăiește prin mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.